ce ne facem? E lavă peste tot! Cum mai trecem? Tati, tati, vino mai repede! Tati! Ce s-a întâmplat, mami? Tati, e lavă peste tot! Tu nu vezi? Nu te panichezi? Unde vezi tu, mami, lavă? Nu e nicio lavă! Peste tot pe unde era gazon înainte, acum e lavă! Mami, cred că ai probleme de vedere! Dă-ți jos ochelarii ăia odată! Uită-te mai bine, nu e lavă nicăieri! Acum vezi mai bine? Văd perfect, e totul lavă! Eu nu văd nimic. Mami, propun să cerem părerea și fetelor. Să-ți spună și ele că am eu dreptate. Nu, nu, nu chema fetele, ea încearcă! Să încerc ce? Păi, bagă tu piciorul în lavă dacă ai curajul! Să pun piciorul pe gazon? Asta vrei să sugerezi? Da! Pune piciorul acolo! Bine, mami, o să o fac și pe asta! Câte nu am făcut eu pentru tine! Dar ca să-ți demonstrez că nu ai dreptate, voi face asta! Oh! Ai avut dreptate! E lavă! De ce nu am văzut-o din prima? Ceva s-a schimbat, ceva s-a întâmplat! Ai făcut-o vreo șmecherie? Nici gând! Acum nu mai e lavă! Hai, să ne grăbim! Uite! E gazon, e bine, dar nu se știe cât ține! Hai, repede! Cât nu frige, să construim un traseu, ca atunci când vine iarăși lava, să avem pe unde merge! Mami, eu cred că vrei să ne jucăm The Floor is Lava! Am dreptate? E, mai mult sau mai puțin! Când vreau văd lavă, când nu, nu e lavă! Acum nu e, să ne grăbim, să construim traseul până vin fetele, să le facem o bucurie! Gata! Păi atunci să-i dăm drumul! Chem și fetele? După tati, la final, să fie totul pregătit! Asta e primul! Hai, tati, fetele vor avea o mare surpriză! Hai! Hai, mami, o să se bucure fetele! Îți dai seama! O iau singur, mami! Cred că aici e locul potrivit. Să aducem o saltea roz. E bună asta, mami? E perfectă, dar mai adu una. Ok. Aici. Vedem. Tati, adu-o și pe cea roșie, să o punem acolo, sub paralel. Imediat, mami. 2 secunde. Te acoperă de toată lava de pe pământ această salteluță. Ei, chiar de toată lava de pe pământ nu te poate acoperi, dar poți sări pe ea ca să nu te frigă cea de pe gazon. Opa! Arată bine, dar propun să complicăm lucrurile. Hai să folosim și apa. Să facem provocarea mai interesantă. Acum aduc piscină pentru cei care vor să le crească adrenalina. Adică vor trebui să treacă pe sub bară sau peste bară și peste această piscină? Da, cam, ia să te vedem. Așa? Am căzut! Nu doar atât. Va trebui să o umplem cu apă. Acum că e caldă, că e rece apa respectivă, mai vedem. Ce părere ai? Deci mă voi uda să ies repede, să nu vă vină și alte idei. O să fie o surpriză imensă pentru fete. Mă duc să mai pregătesc ceva. Eu zic să aduci bârna. Da, după bârnă mă duceam. Stai să te ajut! Hai, mami, crezi că poți? Încerc, încerc! Hai! E aproape gata. Mai departe. Trebuie să facem cât mai dificil. Da, și mă gândesc să nu fie totuși atât de drept. Hai să folosim toată curtea, în zigzag. Da, nu zici rău. Uite, folosim și acesta. Da, dar să pornim de la trambulină. Să aducem scaune. Scări. Pregătim totul să fie gata și anunțăm fetele.
Apă rece de data asta. Să vedem cine va avea ghinionul să cadă în apă. Finish de acolo din trambulină, va trebui să urmați traseul fără să atingeți lava. Cine a călcat pe iarbă, adică în lavă, se va întoarce la start. Astfel vedem cine va reuși să termine și cine nu. Cei care nu termină au șansa a doua oară. Cine să fie oare prima? Alegem? Tragem la sorți? Super! Sofia va fi prima pentru că ea e invitată! Super! Iar a doua va fi Teo! Yay! A treia va fi Bri! Eu a patra! Mami, dar voi nu jucați? Să jucăm și noi? La asta nu m-am gândit! Halal provocare! Eu accept! Să vedem ce zice tati! Oare să intru și eu în joc? Credeți că e cinstit? Noi vom face traseul mult mai bine și mai sigur. Dar dacă fetele își doresc asta, voi vă doriți asta? Scrieți-ne în comentarii. Tati, dar pentru câte like-uri? Vom face provocarea pentru 10.000 de like-uri. Haideți, reușim? Eu știu că reușim. Like pentru noi să participăm la provocarea făcută pentru fete. Oricum, tati, mie mi se pare destul de palpitant. Scara aia îmi dă fiori. Scaunele mă cutremură. Nu mai zic de săniuțe. Îmi e frică și de tălpicii aia de notat. Hai, mami, că exagerezi. Ai cam multe fobii. Fii dragoasă, o să fie bine, hai să vezi. Voiam doar să-ți demonstrez că un adult e întotdeauna mai înfricoșat decât un copil. Gândește-te la parcurile acelea de distracție. Cine se dă în toate roțile alea? Mara, care e un copil. Așa e, mama. Eu nu m-aș da pentru nimic în lume. Și doar știi mai bine. Știu, dar ce mai atâta vorbă? Eu zic să începem. Hai, Sofia! Sofia, ține-mi pumnii. Eu voi fi arbitrul, dar și susținătorul vostru. Așa că 3, 2, 1. M-am încurcat. Să începem! Hai, Sofia! Hai, Sofia! Hai, Sofia! Eu mă uit să nu atingi lava. Hop! Wow! Super! Acolo e greu. Să te vedem! N-ai atins! Bravo! Să nu cazi nici eu în lavă! E deja la scară! Mamă, ce palpitant! Hai, Sofia! Hai să te vedem, Sofia! Hai, Sofia, hai că știu că reușești! Cu siguranță voi reuși! Hop! Acum trebuie să iei plușul! Hai, Sofia! Și va trebui să-i adun pe toți și să-i salvezi din lavă! Hai să vedem, reușești? Încă un animăluț de salvat! Animăluțele trebuie să ajungă în lavă! Și să le duci în casa salvatoare! Super! Bravo, Sofia! Ai reușit! Hai să vedem! Reușește și Teo! Interesant traseul! Mă așteptam să fie mai dificil. Așa e! Cred că va fi dificil doar pentru noi. Abia aștept să o văd pe Bri. Acolo, start! Wow, bravo, Teo! Ce repede
iepuraș lângă. Iepurașii trebuie să ajungă în roabă. Și cu roaba la semn. Bravo, Teo! Și tu ai reușit! Dar oare Bri va fi capabilă să facă traseul fără greșeală? Ia să vedem! Hai, Bri! Acum e rândul Brianei! Haide, Bri! Haide, Bri! Haide, Bri! Briana se pare că e deja la start! A pornit, Bri! De foc. Se va uda Bri sau nu? Ne va prova de apă! Nu cred să o ajut? Nu! Hai, Bri! Haide, Briana! Hai, Bri! Dacă o ajut? Nu! Lasă! Vreți să o ajutăm pe Bri? Scrieți-ne repede în comentarii dacă vreți să o ajutăm pe Bri să nu cadă în apă! Chiar dacă Briana a atins cu rochița și cu mâinile apa, nu e nicio problemă. Ea nu a atins lava. Poate continua. Haide, Bri! Haide, Bri! Wow, Bri deja a venit la teluță și pe tută. Și să o vedem la topogan. Wow, bravo, Bri! Haide, Bri! Haide, Bri! Haide, Bri! Haide, Bri! Să o vedem pe Briana. Haide, Bri! Haide, Bri! Bravo! Hai, Bri! Aici era roaba. Pune ursuleții! Super! Bravo! Hai! Cel mai dificil pentru Bri să ducă roaba asta e prea mare. Bravo! Iepurașii au ajuns la locul lor. Îmi pare rău că Briana a trebuit să-și schimbe mâna pe bara de la paralel. Și din acest motiv a căzut. Dar data viitoare vei fi mai puternică și vei reuși și mai bine. Bate! Hai! Și Mara începe cursa cu un salt, să o vedem cum se descurcă ea pe traseu! Hai, Mara! Mara la tălpici. Op, op, bravo, Mara, te-ai descurcat. Săniuța, fuge! Dar Mara fuge și ea. A ajuns la scaune. Reușește să le pășească. Și iarăși tălpici de nor. Foarte mici. Atenție, e lavă peste tot. Săniuță din nou. Și foc. Să urce pe scara asta, dar să facă saturi în piscină. Acum ce va face? Va sări direct aici? Nu cred! Hai, Mara! Reușește să coboare, oare? Cât timp îi mai ia? Ajunge pe salteaua roșie. Ce face de aici? Hai, Mara! Se udă, oare de ce? Mi-e frică! Hai! Că poți! Toți au reușit! Hai! 3, 2, 1 și... Wow! Oh. Mamă, ce săritură! Hai, Mara! A salvat primul plumb! Hai, Mara! Dar acesta de bebeluș îi va face probleme mari, sunt sigură! Hai, Mara! Oare cum reușește să treacă de el fără să cadă în lavă? Hai, Mara! Bă,
va fi o problemă pentru ea. A făcut saltul pe un astfel de obiect. Wow, ce siguranță! Câtă precizie! A salvat animalele! Și încă puțin! Animalele au ajuns la locul lor! Bravo, Mara! Dar acum e rândul meu! Oare ce mă voi face? Te joci și tu? Să jucăm și noi, va fi amuzant! Păi, pentru mine va fi floare la ureche. Este un traseu atât de ușor că îl poate face și Ariana dacă se străduiește. Poftim! Ari, vrei și tu? Țup, țup, țup! Face mami cu Ari în brațe de Florislava. Dacă tati a zis că e ușor, hai să arătăm noi lui! Ce idee ai, Teo? Vom udea bara să alunece! Eu voi aduce gheață. Fetelor, dar ziceți că apa este ok ca să alunece? Eu zic să punem și niște detergent de vase. Ai o idee superbă, Mara, cum plec să-l aduc? Apa o să fie rece, gheață. Acum o să-l vedem pe tati dacă tot zice că e ușor. Mai aduc un pahar cu gheață, da. Am adus detergentul de vase să-l punem. Da, eu pune-l tu. Oh. Așa. Îl întindem ca să nu se observe. Ce fain o să fie. Nu se va aștepta. Nu se va aștepta la asta deloc. O să fie rece ca gheața apă. Apa e și cu clăbuci. Sperăm să fie pregătit. Dar să nu vadă, mă duc să-l ascund. Super! Super! Suntem o echipă! Să-l chemăm! Fetelor, dar voi ce faceți acolo? Haideți că trebuie să înceapă tata cursa! Bine, dacă ziceți voi, tac din gură! Eu speram să-i facem galerie lui tati! Hai, tati! Hai, tati! Așa a zis voi! Hai, tati! Hai, tati! Cât de tare! Să înceapă provocarea! Cred că pentru mine trebuie să puneți cronometru. Voi avea cea mai mare viteză. Hai, tati! Cât mai repede, cu atât mai bine. Pare la ureche pentru el. Eu v-am spus. Wow. Săniuța a doua și a treia. Eșa nu poți să număr. E super. Wow. Să și așteaptă și. Să nu alune. Făcut. E mâna voastră aici. Mami, tu? Eu nu știu nimic. V-a plăcut, a? Nici nu contează dacă ai căzut. Important e să n-atingi lava. Hai să te vedem mai departe. Ce vei face acum, ud? Păi ud, dar Briana îmi pune și apă în ochi. Săpun. Ce? Cu săpun. Săpun? Cu detergent lichid de vase. Am făcut asta plină, iar... Să scârții ca farfuria curată. Și apa e caldă tare, nu? Nu prea e caldă. Am pus și gheață și să pun în piscină. De aceea e așa rece. Să mă ridic mai repede. Op! Și piscina. Și? Așa ceva? Nu se poate. Hai, tati! Hai, tati! O să mi-o plătiți! Și acum trebuie să continui. Să te vedem! Asta wow, primul animalul salvat! Să ajut dar de tine! El scârție, nu tobogane. Al doilea! Hai să vedem, perluța asta aproape a fost în lavă! Wow, și tati a reușit să termine traseul! Gata! Cam ud, după părerea mea! Oare
în condițiile astea să mai particip și eu? Bineînțeles! Da! Hai, mami! Hai, mami! Hai, mami! În comentarii cu hai, mami, hai! Hai, mami, hai! Hai, să încercăm! Să te vedem și pe tine! Dă-mi-o pe Ari! Eu dau marei, că tu ești ud! Poftim, Mara! Și acum mă duc să-mi încerc și eu norocul. Eu chiar mă tem și de scară, și de tălpici, și de tot. Scara asta tremură! Mie mi-e frică și să încep! Scara tremură, mami? Sau îți tremură ție picioarele? Hai, recunoaște! Ți-e frică? Ei, las-o așa cum a picat! Să ajung în trambulină și apoi mai văd eu! Hai, mami, jos, repede! E pe scara cea zgâlțietoare! Chiar că tremură scara asta, stai să văd cum fac. Poate reușesc să evit câteva trepte. Așa, și direct pe scaun. Ce loc, 1, 2, 3. Și pe ajută. Hai să vedem. Tălpic și sar direct. E mai simplu așa. Săniuța. Săniuța fuge și ne ajunge. Aici mi-e frică. Și cum trec celălalt picior? Haide, mami, că știu că pot. Cum am ajuns în poziția asta? Și aici? Am eu o idee mai bună. Nu! Da! Hai, mami! Ca Nadia Comăneci la vârnă! De săniuța asta mi-este frică, da, ca alunecă. Pe următorul, altă stanie! Aici, aici, aici. Ceară, mi-e frică de scări, dar trebuie să-mi înving fricile. 1, 2, 3. Cum l-ați luat pe tati? Scara asta. Mama mia! Și? Ce? Nu ai voie! Da? Hai să te vedem, mami. Nu, că așa puteam să faci și nu ai voie. Nu ai voie. Nu ai voie. Cum să n-am voie? Am făcut de la început așa. V-am și demonstrat. Mi-am luat mâna. Că mâneca bluza cu seirii. Dar am reușit. Mai departe. Ai cam fentat, mami, dar trecem peste. N-am fentat, nu știu ce cauta feirile ăla acolo. Aha, asta a fost eu. Cred că da. Detergentul de casă, nu feirii. E, tot pe acolo. Acum să văd, mi-e frică. Hai, mami, hai. Toboganul nu-mi place deloc. Te ține. Nu mă ține. Și sunt și alunecoasă. Nu pot să trec de aici. Că mi-e frică să mă urc. Mami, pune piciorul mai în față. Scârție și nu-mi place. Asta e, dacă nu, îl rupi și o să te accidentezi. Mami, nu fă asta. E bine și nu mai sta atâta. Dați-vă la o parte. Acuia. Mami a reușit. Nu cu încă. Greu. Ha? Am pus un picior. Yeah! Am reușit. Acum pe bârnă să vedem. Hai, mami! Ca Nadia Comăneci și merge, trece peste obstacolul avion! Ia iepurașul! În 3, 2, 1! Și 1, 2, 3! Felicitări! Toată lumea fericită, mai puțin tati. Bine, copiii sunt bucuroși. Și Ari! Ari, te bași și tu la o bălăceală? Da! Nu! Noi încheiem aici challenge-ul pe astăzi. Sperăm că v-a plăcut și nu uitați să ne urmăriți în continuare, pentru că avem peste tot pe ecran sketch-uri, challenge-uri, playlist-uri, vlog-uri și așa mai departe. Iar voi puteți apăsa pe oricare dintre ele ca să ne urmăriți și mai mult, să vedeți ce facem în viața noastră reală. Până data viitoare vă spunem la revedere, v-am pupat, pa, pa! Okay.
Mai vreți, fetelor, mai vreți? Mai vrem, da. Sus. Acum cum ne vom ridica? Noi suntem alunecoase pe mâini și vara la fel. Hai, am reușit. Dă mâna. Prietene, Elena, nevoie să cunosc. Uite, scurge. Scurge, apă.